opțiunea politică a doamnei Șoșoacă este publică, nu și-a ascuns-o niciodată, a mai fost la ambasada Rusiei, asta e democrația. Mulți alți români, multe alte personalități se tem de Federația Rusă, ca să spunem așa. În privința alegerilor, trebuie să spunem că au fost probabil printre cele mai prost organizate alegeri de după Revoluție. Nu este permis să nu aflăm rezultatele oficiale, astăzi este joi, alegerile au avut loc duminică. Este nepermis lucrul acesta. Nu mai vorbesc despre faptul că legea nu prevede faptul că președinții de secții de votare, oamenii aceia, care de multe ori sunt profesori, sunt oameni de peste 60 de ani, deci oameni foarte serioși, dar care nu mai sunt într-o stare de sănătate fizică comparabilă cu un militar din forțele speciale, au stat 40 de ore nedormiți și atunci ne mirăm că au fost greșeli pe buletinele de procesele verbale de final de alegeri din secții. Deci lucrul acesta arată efectiv că legea electorală trebuie modificată și trebuie să țină în seama de mult mai mulți factori. Au mărit timpul de votare din birou, au zis că de la 7 la 22, fără să mai țină seama că era vorba de 5 buletine de vot pe care trebuia să le completeze fiecare cetățean. Deci o dezamăgire felul în care s-au organizat aceste alegeri. În legătură cu partidul SOS România, așteptăm rezultatele oficiale. Care sunt ele? O să vedem.